Da, hai să spun ceva. Hai, atacanții ca atacanți. Mai înțeles. Problema mea care, care, a fost cu Rapidul, cum să spun, o să mă feresc să intru să dau verdicte pentru că este prima etapă. Uh, cum să spun, toată analiza este mega corectă pentru că și senzația mea nu. asta a fost că Rapidul a jucat 20-25 de, de minute. Păcat de ce poate să facă omul ăsta? De acum mă, Rapidul n-a avut niciodată da. așa ceva. Vestea proastă care eu o am pentru domnul Șucu, deci, și asta e o veste proastă pentru domnul Șucu, cu tot respectul și cu toată admirația. Mie îmi place uh, Șucu, mi se pare unul dintre patronii care a dus un suflu nou extraordinar în fotbal, îmi place ce vrea să facă, așa, uh, habar n-am cât se pricepe, cât nu se pricepe la fotbal, dar vreau să-i dau o, o veste care nu-i bună nu e bună, chiar dacă este etapa 1, da? Știi cum e? Până la urmă, orice punct se decontează la final, da? Știi că plângi după aia. Aduceți-vă aminte de ce fcsb a luat titlul anul trecut. A început fcsb bine. a început cu șapte victorii consecutive și parcă al 8-lea meci a fost egal, parcă, nu mai țin minte exact. Dar vreau să-i vreau g -g. să da, vreau să transmit public domnului Șuc un felul următor, repet, cu toată prietenia și cu toată, uh, cu toată aprecierea. Domnul Șucu, nu puteți înveci să luați campionatul cu oaidă și cu kite. Niciodată. Nu, îmi pun pariu, îmi pun casa la bătaie. Eu asta vă transmit. Nu puteți. Deci repet, cu, cu toată prețuirea, pentru că faceți niște lucruri formidabile și toți rapidiștii trebuie să fie fericiți sau orice om care ține cu echipă să aibă un patron cum sunteți dumneavoastră din toate punctele de vedere. Și ca atitudine, și ca discurs, și ca fel de afiș, Pentru că tu știi, Robert, mai bine un om bun. El, ca om, prea, discuți, bun, da. prea bun. Prea bun. Apropo că zicea de. Apropo că zicea de tă, prea mulți oameni Băieți buni. Bun. Păi, da, tu. <laughs> păi, nu, domnul Șucu, dumneavoastră sunteți primul, da? Primul băiat bun este chiar Șucu. Dar. Nu veți putea să luați ever, forever, nu contează că e Lennon, că nu e Lennon și așa mai departe. Sau, bă, bă. și dacă vine și mudică, nici și nu poate să ia campionatul cu Waidă și cu Kite, mijlocași centrali, practic, bă, cum să spun, bă, practic jucătorii cei mai importanți care, până la urmă, trebuie să facă legea acolo. N-ai cum. Deci cu ăștia doi, uitați, da? Și cu ăștia doi vă mai gândiți și dacă prindeți primele Apropo. trei locuri. Apropo, și exibis, încă o dată, ceva, iar stai, asta o spun stai. fără să vreau să vreau să să jignesc niciun jucător, vorbim strict fotbalistic de valoare. Nu poți, domnul Șucu, să e campionatul cu Wydad și cu Kaid, da, placa turnantă la... Nu există așa ceva. Și am închis povestea și la revedere. Nici nu mai cont...